astăzi, împreună cu angajații de la Uniunea Conducătorilor Auto, încercăm să vă instruim în domeniul prevenirii și combaterii accidentelor rutiere și respectarea regulilor de circulație, așa? Dacă ați văzut foarte frecvent, ori angajați poliției, ori angajați de la carabinieri, dirijează trecerea respectivă de pietoni, că e flux mare de copii care vin la școală și, spre exemplu, bună oară, agentul este adresat cu fața sau cu spatele către conducătorii de vehicule. În așa caz, partea din față și spatele conducătorilor le este interzisă deplasarea. Înseamnă că pentru voi, ca pietoni, este permisă traversarea sau trecerea străzii. La un moment dat, dacă agentul a ridicat brațul în sus... Iată, domnul, de ridică brațul în sus. Asta le spune că, atenție, tuturor participanților le este interzisă deplasarea. Asta se referă și la pietoni și la conducători. Și la un moment dat, polițistul își schimbă poziția. Deja el este adresat cu părțile laterale către conducătorii de vehicule și respectiv lor le este permisă deplasarea. Conducătorii de mijloace de transport, automobile și voi respectiv ca pietoni stați și așteptați, nu vă este permis trecerea sau traversarea străzii. În cazul în care, dacă eu vă arăt în felul următor, în părți laterale, întind mâinile și voi sunteți pe pietonală și mă aflu, cum a spus domnul Ion, cu spatele ori cu fața la mijloace de transport, înseamnă că dumneavoastră trebuie și aveți dreptul să traversați... Traversați strada. Traversați, te rog, cum îți spune? Așa. Daniel. Apropo, vreau să vă spun, avem foarte multe încălcări și vedem că copilașii de vârsta dumneavoastră câteodată se joacă la pietonale, aleargă, se fugăresc unul după altul, sunt condiții nefavorabile, vine timpul ploios, vă vedem dimineața cu căști în urechi, cineva se joacă în telefon, alții pun gluga și nici nu se asigură că conducătorul de transport l-a observat pe dumnealui. Și vă rugăm foarte mult, sunteți deja clasa a 4-a, mai sunt copilași care sunt copilași, adică elevii din clasele primare, adică mai mici ca voi, clasa 1-a, a 2-a, și dacă îi vedeți că ei sunt dezorientați ori dezordonați, la pietonale vă opriți, dacă sunteți mai mărișori, vă opriți 3, 4, 5 persoane, vă grupați, vă asigurați, cum s-a spus, în stânga, în dreapta, ați văzut că nu este nimeni, ori dacă chiar iese cineva și v-a văzut, apoi pășiți pe pietonală. Să știți că mijlocul de transport nu se oprește îndată cum vă, că are o leacă de viteză, puțin. Și dacă dumneavoastră mergeți cu viteză normală, poate 1 metru, 2 pe secundă, mijlocul de transport cu viteză, ca de exemplu, de 40 la oră, de 60 la oră, nu 60 nu este permis, de 40 la oră undeva se deplasează plus minus cu vreo 10 metri pe secundă. Vă dați seama, dacă conducătorul nu v-a observat, deci riscați să fiți tamponați de mijlocul de transport și apoi să încep întrebări și probleme. De ce vă rugăm? Nu traversați câte pe unul strada, fiindcă faceți ambutiajă și însăși vă creați pericole pentru dumneavoastră. V-ați grupat 4-5 persoane, v-ați văzut că dacă nu, chiar nu există polițist la trecere, v-ați uitat și ați văzut că conducătorul v-a observat, înseamnă că ați traversat. Dacă vedeți că unul cineva merge cu viteză sporită, mai bine nu ieșiți pe pietonală, fiindcă iarăși nu fiți accidentați. În cazul în care polițistul se află la dumneavoastră cu spatele ori cu fața, în felul următor, admitem că asta e pietonală și este oprit și arată în felul următor, înseamnă că mijloacele de transport trec în față și în spatele dumnealui. Trebuie ca să îmbrace ca celelalte mijloace de transport care vin din spate și din față să fie sălbate, să fie vizibil la acea persoană care este ieșit din automobil la traseu. E clar? Da. Cine mai poartă așa veste? Bicicliștii. Bicicliștii, numai decât, hai să zicem, trochiniștii, toate persoanele care, ce? Sunt în calitate de pietoni, sunt în calitate de șoferi pe diferite mijloace de transport. Și din acest motiv trebuie să avem vesta respectivă atunci când călătorim pe bicicletă, trotinetă electrică sau biciclete electrice. Acum sunt o gamă largă de mijloace de genul. Așa. Și aici ține de deplasare. Deplasarea se permite de la 14 ani cu bicicleta pe drumul public, dar cu trotineta de la 16, deoarece noi nu avem piste speciale amenajate. Dacă erau astfel de piste speciale, vârsta permite de la 14 ani cu trotineta electrică. În cazul dat, de la 16 ani. Așa, acolo este încă o restricție, trotineta care o dețineți electrică nu trebuie să depășească o anumită putere, adică nu trebuie să fie deșei mare, puternic pentru maturi, adică pentru copii mici. Pe trotuare este interzisă deplasarea, cu toate că mulți copii se deplasează cu bicicleta și cu trotineta pe trotuare. Lucrul dat se permite copiilor mici sub supravegherea celor adulți. Regulamentul înainte prevede o vârstă anumită de până la 7 ani. Acum, copiii mici, nu-i menționată vârsta. Am înțeles cât de importantă este traversarea pe stradă și cum trebuie să traversăm. Am înțeles că trebuie să avem grijă la stradă și când traversăm strada trebuie să ne uităm în dreapta și în stânga. Vreau să vă mulțumesc pentru așa informații utile și vreau să vă mulțumesc mult pentru dulciuri și informații. Eu astăzi foarte tare sunt bucuroasă că a venit în sfârșit poliția din nou și că ne-a ajutat din nou. Poate unii au mintea, au creierul mai nu prea dezvoltat și poate unii au uitat și astăzi iar ne-a arătat cu imagini, ne-a dat cadouri și foarte tare sunt mulțumită. Astăzi am înțeles multe. Mi-a părut că această lecție foarte interesantă pentru copiii care încă nu prea știau regulile. E o lecție foarte utilă, fiindcă viața este pe primul loc. Mie mi-a plăcut foarte tare în lecția aceasta, că la semafor trebuie să traversăm la verde, prima dată am înțeles că la stradă trebuie să te uiți prima la stânga, nu la dreapta, dar de început eu făceam prima la dreapta și apoi la stânga. Astăzi despre poliție și despre semafor și despre stradă. Tu ai știut? Da. Traversez simplu, mă uitam în dreapta și stânga, vedem dacă nu e nicio mașină și trecem pe zebră. Până acum cunoșteam că trecem la culoarea verde și ne oprim la culoarea roșie, trebuie să mergem pe pista pentru bicicliști, din păcate în Căușeni noi nu avem, dar astăzi am învățat nou că nu e bine să ne deplasăm cu bicicleta în locuri publice până la 14 ani și până la 12 ani trebuie să stăm în scaun pentru copii. Pentru mine a fost că pe scaunul dinainte spate să stai de la 12 ani. A fost foarte interesant că eu până acum tot n-am știut că pe scaunul din față poți să stai doar de la 12 ani. Pentru noi cadrele didactice este foarte important și este prioritar sănătatea și viața elevilor, siguranța elevilor, de aceea instituția noastră, Liceu Teoretic Ion Creangă, are o colaborare eficientă și o colaborare prietenoasă de câțiva ani de zile cu Inspectoratul General de Poliție. Mulțumim foarte mult doamnei Liliana Scrini, care vine de fiecare dată cu activități interesante, utile, captivante, motivante pentru elevi, aduce informațiile atât de accesibile copiilor, că atunci când îi informăm că vine Inspectoratul de Poliție la noi cu informații, ei sunt nerăbdători să vină la aceste activități. Se memorizează aceste informații și sper eu că se ține cont de ele și copiii noștri bine informați vor fi și bine protejați. Astăzi, în cadrul Liceului Teoretic Ion Creangă din orașul Căușeni, a avut loc o activitate de informare și sensibilizare, ceea ce ține de respectarea regulamentului circulației rutiere, și anume claselor primare. În cadrul liceului, astăzi s-a discutat despre regulile principale, și anume regulile de bază, care trebuie să le respecte anume copiii atunci când vin la școală și când pleacă de la școală. Totodată s-a mai pus în discuții și și anume comportamentul elevilor în instituții de învățământ, pentru că plus la toate care avem încălcări în trafic rutier, mai avem și incidente în instituțiile de învățământ când copiii nu respectă regulamentul și se întâmplă foarte multe cazuri când copiii sunt cu diferite fracturi, anume la ora de educație fizică sau chiar pe holurile instituțiilor de învățământ. Noi, poliția, încă o dată am venit cu recomandările pentru copii, pentru siguranța și securitatea copiilor.